Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Mulțumim că ați ales să fiți alături de Realitatea Te Privește. Mă grăbesc să vi-l prezint pe oaspetele de astăzi. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe. Mulțumim mult, domnule ministru, că ați găsit timp să veniți la emisiunea noastră. Cu mare drag. Republica Moldova are doi vecini. România la vest, țară membră a Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice, și la est, Ucraina, țară aflată de mai mult de 2 ani în război, pentru că nu se cunoaște când se vor opri vărsările de sânge. O să vorbim foarte mult despre relațiile pe bilaterală cu acești doi vecini importanți, dar și cu alte state pe care Republica Moldova vrea să le aibă parteneri de nădejde și în continuare, dar totuși propun să începem de la relația Republicii Moldova cu Federația Rusă, mai cu seamă că astăzi iarăși a fost invitat la Ministerul de Externe șeful misiunii diplomatice de acolo, Lilian Darie. Era de așteptat că și Moscova va răspunde cu aceeași monedă la pasul pe care l-a făcut Chișinăul, expulzând un diplomat de aici. Lucrul ăsta răutățește cooperarea bilaterală? Sigur, declararea unei persoane, unui diplomat, persoana non grata, nu contribuie la îmbunătățirea activității unei misiuni diplomatice. Dar este rezultatul relațiilor extrem de complicate pe care le avem cu Federația Rusă. Când ziceți extrem de complicate, ați putea să definiți ce înseamnă destul de dificile? Suntem la cel mai jos punct din istoria relațiilor noastre diplomatice, din cei 32 de ani. Republica Moldova, în virtutea poziției sale cât se poate declara de sprijin a Ucrainei, de suport pentru integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, a condamnat atacul barbar mișelesc a Federației Ruse împotriva Ucrainei și inclusiv în contextul propriilor noastre dificultăți cu Federația Rusă, care se trag tot de la începutul independenței noastre din 92, iată a câta oară au organizat alegeri, așa zise alegeri, pe teritoriul nostru fără acordul nostru, ba mai mult, cu mesajul explicit din partea autorităților Republicii Moldova să se abțină de la acest gest neprietenesc și gest care sfidează suveranitatea noastră. Uite că ei au făcut-o. Unii au spus că au umilit partea moldovenească, neținând cont de această insistență pe care ați avut-o dumneavoastră autoritățile ca să nu fie deschise aceste secții de votare fără consimțământul țării gazdă. Tocmai de asta nu puteam lăsa acest gest nepedepsit și am luat acțiunea care am considerat noi că se cuvenea în acest sens, declarând persoana care a fost implicată nemijlocit în activitățile respective, persoana non grata. Federația Rusă a ales să răspundă într-un fel, într-un mod simetric, în oglindă. Și cine este diplomatul care urmează să revină la Chișinău? Nu cred că ajută să facem publice aceste informații. E cert că noi vom continua să oferim servicii atât consulare, cât și activitatea diplomatică a misiunii noastre de la Moscova continuă, chiar dacă această deci, pierdere... Deci ați lăsat să se înțeleagă că totuși este un angajat în cadrul consulatului, da? Asta impactează un pic serviciile pe care le putem presta, dar vom ajusta portofoliile celor rămași, așa încât să putem presta în continuare servicii cetățenilor noștri și să putem valorifica pe cât se poate mandatul misiunii de la Moscova, chiar dacă atât colegii de la Moscova, cât și colegii de la Kiev și din Odessa, în special colegii din Odessa și de la Kiev, pentru că am vizitat acum, trec prin momente extrem de complicate, inclusiv aceste atacuri zilnice pe care le trăiesc diplomația noștri de rând cu toată populația Ucrainei. Sunt momente complicate pentru diplomația noastră. Alt nivel de complexitate ține de munca diplomaților noștri de la Moscova. Este într-un continuu stres, într-o continuă expectativă. Și câți angajați are astăzi misiunea diplomatică a Moldovei în Moscova? Dacă mi-aduc bine aminte, în jur de 5. Și aici, la Chișinău, ambasada Rusiei are astăzi câți diplomați? Ceva mai mulți, dar mult mai puțini decât au avut până acum, pentru că anul trecut au fost
redus semnificativ. Da, și ați insistat că ar trebui să fie o paritate între numărul de diplomați pe care i-are Moldova în Moscova și Federația Rusă la Chișinău. Da, cam încolo ne îndreptăm. Admiteți că e loc de dialog sau pe moment podurile dialogului sunt arse, atât timp cât Rusia e în război cu Ucraina? Atât timp cât Federația Rusă zilnic nimicește vieți nevinovate, copii, bătrâni, femei, oameni care nu au absolut nicio vină, atât timp cât Rusia încalcă în cel mai flagrant mod posibil suveranitatea, integritatea teritorială, independența Ucrainei, dreptul internațional, nu putem vorbi despre o îmbunătățire a relațiilor. Dimpotrivă, atât timp cât acțiunile Federației Ruse vor fi îndreptate împotriva interesul național a Republicii Moldova, cel care este legat de păstrarea păcii, stabilității în regiune, atât cât Federația Rusă va continua să submineze inclusiv suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova prin acțiuni neprietenești, prin păstrarea trupelor și munițiilor pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru că aceasta este culmea cinismului. Ori ministrul Lavrov într-o nouă verbalizare a celorși inepții zicea adineauri că cumva punea la îndoială viitorul referendum, spunând că dacă nu participă regiunea transnistreană, cumva asta ar submina legitimitatea acestuia. Lucru care este de dreptul bizar, ori dumnealui la experiența sa ar trebui să știe că toate scrutinile electorale din Republica Moldova nu au putut, campanii electorale nu au putut avea loc pe teritoriul de stânga Nistrului, dar cetățenii au putut participa la aceste scrutine, trecând râul și participând în scrutinile noastre. Și acest lucru nu cred că nu-l știe domnia sa, doar că se întrece probabil cu Medvedev în debitarea unor inepții care nu au absolut nimic conex cu realitatea. Aici ați putea și dumneavoastră să-i întrebați, pentru că ei au insistat că în stânga Nistrului ar fi aproape 300.000 de cetățeni cu pașapoartele Federației Rusie, dar la scrutinul prezidențial, chiar dacă au deschis fără consimțământul părții Moldave aceste secții de votare, au participat 48.000 de cetățeni. Da, este ușor încurajator acest trend, pentru că oamenii, inclusiv din stânga Nistrului, au dat un vot de blam, dacă doriți, prin această prezență joasă, dar e cert că Republica Moldova știe unde este viitorul, cetățenii Republicii Moldova știu care este interesul național al țării noastre și nici de cum nu are domnul Lavrov sau oricine altcineva dreptul să ne indice ce avem de făcut, mai cu seamă când mai pomenește și de neutralitatea Republicii Moldova, când Federația Rusă este unicul stat timp de 32 de ani care încalcă în mod flagrant această neutralitate, păstrându-și trupele și munițiile în stânga Nistrului. Dar vă împăcați cu gândul acum că nu se mai merită să insistați în fața Federației Rusă să-și retragă armata, munițiile? Ba da, insistăm și vom insista în continuare pe toate palierele. Am vrut să-mi duc gândul până la capăt, pentru că ei oricum nu ascultă de această rugăminte, insistență, dorință a Republicii Moldova, chiar dacă li se explică că Moldova are statut de neutralitate consfințită în legea fundamentală și Rusia e statul care încalcă această neutralitate, pe de altă parte, insistând să-și păstreze statutul de neutralitate. Asta ziceam, că ei sfidează. Ei sfidează, dar asta nu ne permite nouă să renunțăm, să lăsăm mâinile în jos. Dimpotrivă, trebuie să fim mult mai aprigi, mai insistenți, inclusiv prin construirea unor coaliții internaționale largi, să convingem partenerii noștri să fie mult mai activi în a pune pe tapet această problematică. Și cu siguranță există premize în viitor pentru a crea aceste circunstanțe, ca Federația Rusă să conștientizeze sau să fie pusă în situația să conștientizeze că e firesc, e normal și e de mult timpul să-și retragă aceste trupe și muniții, pentru că Republica Moldova a demonstrat că nu vede altă soluție decât o soluție pașnică a conflictului. Dar Federația Rusă rămâne a fi
parte în procesul de negocieri, indiferent cum se va numi formatul de negocieri pentru a se identifica această soluție durabilă pentru criza transnistreană? E greu să ne imaginăm că în viitorul previzibil prietenii noștri ucraineni vor putea sta la o masă cu agresorii, cu Federația Rusă, chiar dacă e vorba de dosarul transnistrean. De aceea e puțin probabil ca acel format vechi sau un fel de renaștere a acelui format sau unui similar. Și fără Rusia, credeți că se poate rezolva problema transnistreană? Păi noi deja de o bună perioadă de vreme discutăm unul la unul cu cei din stânga Nistrului și rezolvăm problemele curente. Și avem încredere că, odată avansând pe calea integrării europene, acele oportunități noi, acele oportunități enorme, economice, care se deschid în fața țării noastre, vor facilita, vor atrage în mare parte oamenii de afaceri și oamenii de rând care înțeleg cât de enorme sunt beneficiile aderării la Uniunea Europeană, nu doar perspectiva aderării în sine, deschiderea pieței comune și oportunitățile de investiții care vin în asistență, dar și perioada de preaderare, acele fonduri structurale care vin în investiții, în infrastructură, în agricultură, în toate domeniile vieții social-economice, sunt un lucru deloc de neglijat. Dar ați auzit măcar un exponent al administrației din stânga Nistrului care să spună că această regiune își dorește un viitor european? Vă imaginați dumneavoastră că în contextul politic pe care l-au ei acolo, cineva își permite să spună acest lucru? Dacă ați fi în situația să-i întrebați într-un mod privat, cu siguranță că majoritatea absolută v-ar spune acest lucru. Pentru că până la urmă majoritatea oamenilor de acolo sunt oameni raționali și înțeleg foarte bine unde își doresc ei viitorul. Își doresc viitorul într-un spațiu sigur, într-un spațiu unde dreptul, legea este în capul mesei și nu puterea, unde există asigurată pacea, stabilitatea, prosperitatea. Ei au văzut, de altfel ca și întreaga lume, au văzut ce poate face Federația Rusă. Au văzut rezultatul lumii ruse. Da, din dar Avdiivka, nu dispare influența Rusiei în această regiune. Sigur că nu dispare, dar scade. Și inclusiv prezența mai scăzută la scrutinul despre care pomeneați este acest indicator. Ne mai vorbim despre faptul că noi de ceva vreme, împreună cu prietenii noștri ucraineni, controlăm segmentul de frontieră, lucru pe care noi ne l-am dorit de foarte mulți ani, iată că acest lucru s-a întâmplat și controlând... Bine, dar astăzi încă nu putem 100% a spune că segmentul transnistrian la cotarul moldo-ucrainean este controlat de instituțiile celor două țări. În mare parte acest lucru se întâmplă, având în vedere demersurile semnate inclusiv anul trecut și demersurile care s-au făcut în ultimii ani, acest lucru schimbă cardinal situația. Noi, ferește, oferim tot sprijinul cetățenilor noștri din stânga Nistrului, oferim toate serviciile pe care le avem și vom oferi și toate beneficiile pe care le oferă procesul de integrare europeană, dar acest lucru trebuie să se întâmple cumva într-un sens dublu. Noi oferim toate beneficiile de care se va bucura țara noastră, dar trebuie să fie cu adevărat țara noastră comună. Trebuie să facem pași clari în domeniul reintegrării, așa încât să putem beneficia cu adevărat împreună de procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ori ceea ce am avut în ultimii 32 de ani este, de fapt, Federația Rusă a încercat din răsputeri să țină ostatici, atât malul drept cât și malul stâng. Și cinismul debordant a Federației Ruse, anume aici rezidă, în această politică de promovare așa zisă a intereselor rușilor sau vorbitorilor de rusă, când de fapt, în cazul Republicii Moldova, ne mai vorbim de Ucraina, de Harkov, de Mariupol, unde pur și simplu au nimicit cu miile, inclusiv vorbitorii de rusă, în cazul Republicii Moldova, i-au ținut ostatici și nu le-au permis să se dezvolte plenar acestei țări, inclusiv vorbitorilor de rusă și rușilor din Republica Moldova. Domnule ministru, și totuși, dacă autoritățile Republicii Moldova nu dialoghează cu cele ruse, aici, la Chișinău, sunt încă politicieni care merg în vizite în Federația Rusă și discută și pun la cale și insistă pe ideea că trebuie să se revină la parteneriatul strategic pe care l-au avut cele două țări până la declanșarea acestui război al Federației.
Federația Rusă în Ucraina, acești politicieni merg la Moscova, după care se întorc acasă, transmit mesaje cetățenilor, cetățenii sunt alegători, iau și ei în calcul aceste opțiuni, aceste viziuni? Aceasta este diferența dintre Republica Moldova și Federația Rusă. În Republica Moldova există opinii politice diferite, există politicieni cu viziuni diferite și există o competiție politică. Există proteste politice, există nu doar partide, dar și multitudine de procese care sunt în competiție politică clară. Acest lux nu l-au cetățenii din Federația Bine, Rusă. Dar este un protocol și totuși când unii politicieni se duc fără ca să cunoască cei de la putere că delegații merg la Moscova, parcă se pare că ceva nu e în regulă. Păi, dumneavoastră propuneți ca membrii din opoziție să-și ceară voie de la guvernare când pleacă în străinătate. Păi, dar eu știu că toți politicienii reprezintă un stat. În stat sunt reguli. Politicienii își reprezintă alegătorii și atât timp cât vom avea alegători care vor sprijini ororile care se întâmplă în Ucraina, atât timp când vom avea cetățeni care vor nega pe față acest genocid care se întâmplă în Ucraina, atât timp când vom avea cetățeni care vor ignora și vor pretinde, vor închide ochii la suferința vecinilor și prietenilor noștri ucraineni, mai ales când acești ucraineni, refugiați fiind, locuiesc în apartamentul vecin la cineva care îi găzduiește. Atât timp cât vom avea asemenea viziuni, vom avea și asemenea politicieni care reprezintă pe acești oameni. De aceea, într-o competiție politică, într-o societate liberă, deschisă, într-o această competiție de idei, trebuie să convingem acești cetățeni care au trăit timp de 30 de ani în bula propagandistică rusească, mulți trăiesc încă din inerție în mentalitatea sovietică. Trebuie să depunem eforturi pentru a convinge acești cetățeni că acei politicieni care merg, așa cum spuneți, în Federația Rusă, care timp de 30 de ani au făcut orice, doar nu au consolidat securitatea statului, și nu vorbesc doar de securitatea militară, vorbesc de securitatea energetică, securitatea informațională, dar au subminat această securitate, făcând joc cu Kremlinului, care și-a dorit mereu o Republică Moldova vulnerabilă, o Republică Moldova controlabilă, influențabilă, și mulți politicieni cu mare regret au făcut acest joc. Unii pe față, unii mai tacit și cu mare regret unii continuă să-l facă. Dar trebuie cetățenii să ajungă la acel nivel de înțelegere, să taxeze asemenea demersuri și vorba populară, să aleagă grâul din neghină. I-ați mai supărat pe cei de la Moscova pentru că ați interzis să vină să participe la o conferință FAO, Delegația Federației Rusie. Din ce considerente le-ați interzis să vină? Nu putem admite în Republica Moldova să vină reprezentanța unui stat agresor, a unui stat care comite zilnic genocid împotriva unui popor prieten. Și de ce? Ne-am exprimat cât se poate tranșant poziția, așa cum e stabil unui stat responsabil, care se respectă și care cu adevărat susține integritatea și suveranitatea Ucrainei. Dar relațiile comerciale, economice încă mai au suficiente argumente să spună că producătorii din Republica Moldova au nevoie de piața Federației Rusie? Dacă ne uităm în statisticile BNS, relațiile comerciale cu Federația Rusă au cunoscut un trend descendent de foarte multă vreme, nu de ieri, de alaltă ieri, dar de pe la mijlocul anilor 2000. Primele embargouri, inclusiv embargoul de la vin, care unii și încă spunea că vinul poate fi important, mâine spunea că e bun doar de vopsit gardurile, dar între timp agricultorii noștri și vinificatorii noștri și-au găsit piețe de desfacere stabile, unde relațiile economice nu sunt condiționate de relațiile politice. De aceea, relațiile comerciale au scăzut semnificativ și, mai în glumă, mai în serios, putem să le mulțumim celor din Federația Rusă pentru embargoul impus în domeniul vinificației, pentru calitatea vinurilor noastre acum și competitivitatea sectorului nostru vitivinicol a crescut simțitor în ultimii 10-15 ani. Avem vinării noi care se dezvoltă într-un mod excelent, câștigă concursuri internaționale, au deschis mici hotele, restaurante. Deci avem un sector care s-a dezvoltat, inclusiv grație acelui șoc extern care a redus din acel
model de business care era adineaur, când se producea foarte mult vin și nu totul era de cea mai înaltă calitate. Și acum, poate încă e de vreme să le mulțumim rușilor pentru criza energetică, dar faptul că Republica Moldova astăzi nu mai importă gaz de la Gazprom, că Republica Moldova acum poate cumpăra gaz pe piața internațională, că Republica Moldova, iată, construiește linia de înaltă tensiune, care, iată, astăzi s-au făcut multe lucruri preparatorii, dar, iată, deja construcția fizică se începe pentru a ne conecta la piața europeană prin intermediul României. Dar ce scenarii au autoritățile, are guvernarea, eventual, dacă se întrerupe tranzitul de gaze din Federația Rusă prin Ucraina și o parte din acele volume de gaze ajung în stânga Nistrului, în regiunea transnistreană, acolo se produce curent electric, curentul electric este folosit pe malul drept al Nistrului? Cu siguranță vom găsi soluții, nimeni nu va rămâne în frig, așa cum am depășit acea criză enormă acum 2 ani de zile, când eram extrem de expuși, eram extrem de vulnerabili acum 2 ani în urmă, pentru că timp de 30 de ani așa am fost ținut în această robie energetică de către elitele politice de la Chișinău, care aveau și interese pecuniare pentru a păstra aceste scheme de import de gaze, de electricitate de la Cuceogan. Dar dacă se oprește tranzitul, Republica Moldova știe cum să gestioneze situația astfel încât să nu se ajungă la crize? Lucrăm pentru a identifica soluții așa încât să nu se ajungă la crize, așa cum bine spuneți, pentru că cetățenii noștri, indiferent că locuiesc în partea dreaptă sau în partea stângă a Nistrului, să se bucure de toate serviciile și beneficiile vieții moderne. Da, această situație, dacă se complică, ar fi mai ușor de vorbit despre reglementarea transnistreană? Ar grăbi procesul de soluționare a problemei transnistrene o eventuală criză energetică pe malul stâng? E prematur să vorbim acum despre aceste lucruri. E cert că Republica Moldova va avea o abordare responsabilă, așa încât toți cetățenii Republicii Moldova să trăiască în pace, în confort. Și iată, acum suntem în situația când putem cumpăra gaze pe piața internațională vara, când ele sunt ieftine și nu mai depindem de dispoziția Gazpromului, care vrea, ridică prețul, vrea, șantajează Republica Moldova. De aceea, diversitatea este mereu mult mai bună, capacitatea de a alege este mereu opțiune mult mai bună decât dependența de un singur furnizor, de un singur producător de orice serviciu, mai cu seamă când e vorba de securitate energetică a unei țări întregi. De aceea, această criză enormă pe care am trecut noi 2 ani în urmă, desigur că nu le putem mulțumi rușilor pentru asemenea cadou în ghilimele, dar a pus Republica Moldova în situația de a face lucruri complicate, lucruri care trebuiau făcute 10, 15, 20 de ani în urmă și nu a fost voință politică, nu a fost curaj, nu a fost determinare. Iată că acum aceste lucruri se întâmplă. Deci nu se știe dacă va fi reformat formatul de negocieri 5+2. Ați spus că între timp discuțiile dintre Chișinău și Tiraspol continuă. Negociatorul șef, așa zisul negociator șef de la Tiraspol, Ignatiev, este dat în urmărire de Interpolul să-l caute. Aici cum se rezolvă problema? Pentru că Republica Moldova e țara unde locuiește Ignatiev. Despre procesul de negocieri și formatele viitoare o să vă sugerez să o întrebați pe domnul Serebrean, că este portofoliul nemijlocit a domniei sale. Cât privește, așa zis, omolog a domnului Serebrean în procesul de negocieri, probabil dumnealui tot e în măsură mai mult să se expună. E ușor prematur acum să venim cu careva comentarii. E o măsură interesantă, o vom examina. Și vom veni cu reacțiile. Și totuși, haideți măcar un pic să ne imaginăm ce se face dacă Interpolul găsește pe Ignatiev și atunci iarăși se schimbă ecuația rezolvării dialogului între cele două maluri ale Nistrului. Sau credeți că ușor cei de la Tiraspol vor identifica numele altui negociator? Nu aș vrea să speculez, este un subiect foarte sensibil, de aceea ne trebuie ceva timp pentru a putea veni cu reacție responsabilă și cu un plan de acțiune clar în acest sens. Președintele Ucrainei Zelenski a anunțat că ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova și încheie mandatul. Cel mai probabil Kievul a cerut angrement pentru următorul șef al misiunii diplomatice ucrainene. E
în proces de lucru? Da, cum e firesc, cum o cere cutuma diplomatică, suntem în proces de lucru. Ce ați putea să scoateți în prim planul relației dintre Chișinău și Kiev? Doar faptul că ambele țări au statut de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, doar că Republica Moldova a ajuns pe întreg mapamundul să fie cunoscută ca o țară mică cu inimă mare, că găzduiește acești oameni bieți, oameni fugiți din calea războiului, 100.000 de cetățeni ucraineni s-ar afla în adăpost astăzi în Republica Moldova. Mulți dintre ei au traversat, au trecut prin tranzit și au mers în alte țări ale lumii. Ce ați mai vrea să scoateți în prim planul relației moldo-ucrainene? Mai întâi aș începe prin a-i mulțumi ambasadorului și bunului prieten al Republicii Moldova, Marco Șefcenco, care a avut un mandat extrem de complicat, dar unul plin de realizări aici în Republica Moldova. A devenit un adevărat prieten a cetățenilor Republicii Moldova. A realizat lucruri importante în relația noastră bilaterală, atât în contextul sprijinului pe care l-am acordat noi în găzduirea refugiaților ucraineni, cât și, după cum spuneam, în cooperarea noastră bilaterală prin liniile de solidaritate pe care noi le-am furnizat, dar și prin reciprocitatea de care a dat dovadă Ucraina, ajutându-ne în măsurile pe care noi ne le-am dorit să le aplicăm de foarte mulți ani, când vine vorba de controlul comun la frontieră, când vine vorba de cooperarea noastră pe o serie întreagă de domenii în relațiile noastre bilaterale. Iată, acum suntem în situația care, iarăși, ne-am dorit-o timp de 30 de ani și abia acum ajungem să discutăm într-un mod cât se poate de aplicat despre construirea unor poduri, atât pe Nistru cât și pe Prut. Kosăuț-Iampil este podul care deja este în proces, pe Nistru dintre Republica Moldova și Ucraina. Acest lucru tot poate fi considerat o realizare a domnului ambasador, care a muncit asidu pentru apropierea Republicii Moldova de Ucraina. De aceea, întrebarea cea mai frecventă care se pune, inclusiv de când a izbucnit această invazie rusă în Ucraina, de ce etnia ucraineană ușor s-a rusificat și dacă nu cumva și acest lucru ar trebui să ridice semne de întrebare la adresa autorităților? Bine, cu mare regret, este o inerție din perioada sovietică și faptul că elitele politice de la Chișinău, în primul rând, că nu prea putem da vina pe partenerii noștri, fie că e vorba de prietenii de la Kiev sau prietenii de la Sofia sau alți parteneri de-a noștri, pentru că e de responsabilitatea în primul rând și interesul în primul rând a autorităților de la Chișinău să se îngrijească de faptul că minoritățile etnice, comunitățile etnice din Republica Moldova sunt parte a proceselor politice, economice, sociale și sunt parte integrantă a tuturor proceselor din țara noastră. Ori noi, cu mare regret, timp de 30 de ani de zile, de la independență încoace, timp de 32 de ani, nu am depus eforturi pentru a integra suficient unele minorități. Ei locuiau în bula aceasta culturală, propagandistică rusească și autoritățile nu au depus eforturi. Abia pentru prima dată, iată, anul trecut și în anul acesta, oferim din buget bani pentru studierea limbii române, pentru Allolingvi, pentru că se primea un cerc vicios în toți acești ani. Chișinău nu depunea efort pentru a integra vorbitorii de rusă. Vorbitorii de rusă, la rândul lor, nu puneau efort, spuneau că nu avem posibilitatea de a învăța limba română și se primea un cerc din ăsta vicios, din care era greu să se găsească o soluție. Iată că noi acum suntem extrem de bucuroși să vedem că cererea pentru studierea limbii române în rândul cetățenilor noștri vorbitori, în primul rând, de limba rusă, este mai mare decât resursele bugetate. Și vom găsi, neapărat trebuie să găsim resurse pentru toți cei care își doresc să învețe limba română în țara noastră, să aibă posibilitatea să o facă. Faptul că acești cetățeni sunt, și sunt foarte mulți, demonstrează nivelul de conștientizare, de creșterea culturii politice, dacă doriți, că toți cetățenii noștri înțeleg, pentru a te integra plenar în activitatea economică, în administrația publică, locală sau centrală, sigur e obligatoriu să cunoști
limba română, pentru că fără acest lucru îți va fi mereu mai complicat. Și de aceea vom continua să depunem aceste eforturi și e regretabil că acest lucru nu s-a întâmplat iarăși 10, 15, 20 de ani în urmă. Printre primele vizite pe care le-ați efectuat peste hotare a fost și cea pe care ați efectuat-o în Ucraina. V-ați întâlnit și cu omologul dumneavoastră. Probabil mai mult ați discutat și despre problema transnistreană. Eu m-am uitat ce scrie presa din Ucraina despre ce se întâmplă în stânga Nistrului și am găsit foarte multe titluri, inclusiv Kievul promite să neutralizeze eventuale încercări ale Tiraspolului de a se implica în războiul din Ucraina. Am avut o vizită excelentă la Kiev, în sensul relațiilor diplomatice pe care le-am stabilit cu omologul meu, cu alte întrevederi pe care le-am avut, dar în contextul situației de securitate de acolo, e adevărat, când vezi pe viu ce se întâmplă acolo, îți dai mult mai bine seama de suferința și de tragedie prin care trece poporul ucrainean. Cât privește discuțiile pe care le-am purtat, au atins un spectru larg în relațiile noastre bilaterale, dar în primul rând s-au axat pe, desigur, securitatea din regiune și pe modul cum Republica Moldova poate contribui în a ajuta prietenii noștri ucraineni, inclusiv prin acela 11-lea un pachet de măsuri umanitare, de ajutor pe care l-am oferit prietenilor noștri, acele linii de solidaritate despre care spuneam, investițiile noastre în infrastructură pentru a putea ajuta Ucraina și mai mult și, așa cum spunem mereu partenerilor noștri, orice sprijin oferit Ucrainei este și sprijin oferit Republicii Moldova, pentru că Ucraina ne apără de urgie și de primejdea rusă. Și orice ajutor oferit Republicii Moldova este și ajutor oferit Ucrainei, pentru că o Republică Moldova mai puternică, o Republică Moldova care poate sta mai bine pe picioare, este un atu pentru Ucraina. Întrebarea cea mai frecventă de când s-a obținut acest statut de țări candidate pentru aderare la UE e dacă ambele țări vor merge pe același drum și împreună la pachet vor ajunge să fie țări membre ale Uniunii Europene sau fiecare pe cont propriu în funcție de cum își îndeplinește lecția pentru acasă. E cert că la acest moment avem o sinergie foarte bună cu prietenii noștri de la Kiev, comparăm agendele, încercăm să ne ajutăm reciproc, avem o colaborare foarte strânsă și trebuie să recunoaștem avântul și avansul pe care l-am primit noi din partea Uniunii Europene. Se datorează în egală măsură eforturilor noastre de reformă internă, dar și situației regionale. De aceea suntem recunoscători enorm sacrificiului poporului ucrainean, armatei ucrainene, care prin propria jertfă, de altfel, apără și Republica Moldova. Deci, pe moment, la pachet, ambele state parcurg acest drum? Cu siguranță mergem în tandem. Sperăm foarte curând să obținem acea conferință interguvernamentală pentru a deschide capitolele de negocieri. Dar procesul de negocieri, așa cum se întâmplă și în Balcani, depinde de capacitatea fiecărei țări. Ucraina are o capacitate ceva mai mare, chiar dacă este țară în război, este țară cu capacități mult mai mari decât are Republica Moldova. Noi trebuie să ne consolidăm și ne creștem și noi capacitățile pentru a putea avansa cât mai rapid, dar nu în detrimentul calității, pe toate cele 33 de capitole de aderare. Domnul ministru, ați pomenit dumneavoastră că se așteaptă acum începerea negocierilor sau deschiderea începerii negocierilor pentru Republica Moldova, dar aici, la Chișinău, la inițiativa președintei Maia Sandu, s-a anunțat că Parlamentul ar putea să organizeze să stabilească organizarea unui referendum. Sunteți întrebat dacă a fost nevoie, dacă e nevoie să aibă loc acest plebiscit în Republica Moldova înainte de a se sfârși negocierile neîncepute încă? Partenerii noștri înțeleg care este raționamentul acestui referendum. Ori Republica Moldova este un stat european, Republica Moldova este un stat care se dorește a fi membra marii familiei europene și, cum spune doamna președintă Sandu, trebuie să ne scrim în actele noastre fundamentale, cum este Constituția, această năzuință legitimă a poporului nostru, să fim parte a marii familiei europene. Cât mai mulți cetățeni vor ieși și vor sprijini viitorul nostru european. Da, vezi că toți cetățenii înțeleg ce înseamnă integrare europeană.
Păi toți niciodată nu vor înțelege toate. Majoritatea. Am ferma convingere că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova știu ce își doresc ei pentru copiii lor. Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, majoritatea absolută cetățenilor Republicii Moldova, își doresc să aibă un viitor pașnic și prosper pentru copiii lor. Indiferent unde locuiesc ei, la nord, la sud, la est, la vest, a țării noastre, aici acasă sau în diaspor, toți își doresc pentru copiii lor un viitor pașnic, un viitor prosper, liniștit, într-o țară unde legea e lege, unde drumul e drumul, e școala e școală și spitalul e spital. Și aceste perspective ne le oferă procesul integrării europeană. În măsura în care cetățenii se vor mobiliza pentru a sprijini acest demers, acest avânt pe care îl avem noi acum, pentru că în ultimii 2 ani de zile, în pofida tuturor dificultăților enorme pe care trece țara noastră și regiunea noastră, în pofida tuturor greutăților prin care a avut de înfruntat întreaga țară, diplomația Republicii Moldova a obținut rezultate remarcabile. Faptul că noi suntem acum în prag de a deschide capitolul de negocieri și de a accede într-un ritm accelerat mai aproape de Uniunea Europeană, este un lucru remarcabil. Și cu cât cetățenii noștri se vor pătrunde din potața acestui moment și vor sprijini acest demers, cu atât mai facil ne va fi calea. Dar, apropo, Ministerul Afacerilor Externe este responsabil de deschiderea secțiilor de votare peste hotare. În primul rând, se spune că 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova s-ar afla peste hotare. Nu știu câți dintre ei sunt cei care nu includ pe cei de până la 18 ani, pentru că de la 18 ani cetățeanul are dreptul să voteze. Va fi ușor să organizați scrutinul sau se rămâne la ceea ce a fost și până acum, la același număr de secții de votare? Noi vom depune eforturi pentru ca cetățenii noștri, indiferent unde se află ei, că se află în Comrat, Chișinău, Bălți sau Paris sau Londra, să poată vota cât mai ușor. Vom oferi tot sprijinul pentru ca cetățenii noștri, atât cei din țară, cât și cei din diaspora, să se bucure de un proces de vot cât mai ușor, cât mai aproape de casele lor, așa încât să se poată solidariza atât cei de acasă cu cei din diaspora, cât și invers, și să pună toți umărul la viitorul Domnul european al Republicii Moldova. Dar se cunoaște totuși cifra exactă a celor plecați peste hotare? Cifra exactă nu poate cunoaște nimeni, dar e cert că numărul este destul de mare. Vedem deficitul de brațe de muncă în Republica Moldova. Acest lucru este vădit pentru toți. Avem toți rude, prieteni plecați în diaspora și trebuie să facem eforturi pentru început crea condiții ca cetățenii să nu mai vrea să plece, iar la un moment dat să înceapă să se întoarcă. Dar cel mai important ce putem face acum este să nu ne mai învrăjbim între cei de acasă și cei plecați, pentru că vedem propaganda rusă este extrem de abilă în a crea aceste clivaje sau a exploata aceste clivaje dintre cei de acasă și cei plecați, dintre vorbitorii de rusă și vorbitorii de română, dintre cetățenii noștri de pe loc și refugiații ucraineni. Acestea sunt măsurile prin care ei încearcă să destabilizeze acele acțiuni hibride, da, despre care se vorbește atât de mult. Nemai vorbind de finanțarea diferitor acțiuni subversive, utilizarea unor politicieni care sunt gata să se vândă oricui și oricând. Dar ce putem face fiecare dintre noi este să nu ne lăsăm pradă acestor tactici de manipulare, acestor încercări de a ne diviza ca și societate. Dimpotrivă, să strângem rândurile, toți, indiferent de limba pe care o vorbim, de locul unde trăim, pentru că viitorul pe care ne-l dorim pentru copiii noștri este unul și același. Probabil nici în Rusia nu se cunoaște numărul exact al cetățenilor Republicii Moldova care se află acolo, dar se vehiculează între 300 și 400 de mii de cetățeni. Acum și cei de la Moscova vor fi puși într-o situație destul de dificilă, pentru că, pe de o parte, ar trebui să răspundă cu aceeași monedă și să zică că pentru Republica Moldova la aceste alegeri se vor deschide mai puține secții, iar dacă au interes să susțină anumiți politicieni, atunci nu ar trebui să micșoreze numărul secțiilor de votare din Federația Rusă. Noi vom încerca să oferim cetățenilor noștri, indiferent unde se află ei, posibilitatea de a vota. Acest lucru este garantat.
măsura în care, cât și unde acest lucru urmează să fie votul stabilit. Votul prin corespondent și el a devenit un măr de discordie, pentru că inițial autoritățile au anunțat că s-ar putea să fie pilotată doar în două țări, Statele Unite ale Americii și Canada. Am înțeles că în lectura a doua totuși s-ar putea să se extindă numărul acestor țări. Dumneavoastră, ce ne puteți spune? Ar putea și cei din Federația Rusă să voteze prin corespondență? Nu știu, cred că e prematur să spunem acum. E cert că acolo unde avem diaspora, cum este cea din Canada și din Statele Unite, care este foarte dispersată, atunci acest vot prin corespondență cu siguranță are sens. Trebuie cel puțin încercat, dar acest lucru nu este cumva obligatoriu. Oricum rămâne opțiunea votului fizic și noi vom încerca să oferim cât mai multe oportunități ca cetățenii să-și poată exercita dreptul de vot, inclusiv fizic. Dar ați anunțat partea rusă că vreți să deschideți secții de votare și câte secții de votare? Păi nu am anunțat pe nimeni pentru că nu există încă lista nici în Federația Rusă, nici nicăieri în altă parte. Procesul este abia la început. Până nu stabilește data alegerilor, Parlamentul, simultan și cu organizarea referendumului, e prea devreme, deși legea spune cu 6 luni înainte trebuie să fie ne apropiem anunțate. De acea perioadă. Da, și a mai rămas timp puțin și foarte puțin. Relația cu România, o considerați că a ajuns la cel mai înalt nivel al cooperării bilaterale de la proclamarea independenței și până astăzi, adică când e în descreștere cu Rusia, crește cu România. Cum ați defini, iarăși o întrebare mai mult așa ca să aflăm, cum ați defini parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și România? Pentru că și aici avem multe de spus. Sunt cetățeni care își doresc cât mai repede să fie unirea. Sunt cetățeni care zic că cele două state se vor regăsi împreună în Uniunea Europeană. Sunt cetățeni care zic că interesul național trebuie să prevaleze și în opinia lor ar însemna că relațiile trebuie să fie bune și cu Estul și cu Vestul. Aceasta este frumusețea unui stat democratic. Cetățenii au diverse opinii, avem un spațiu public liber în care dreptul la liberă exprimare, dreptul la opinie, dreptul la viziuni politice este garantat, spre deosebire de alte state care tot ne dau lecții. Cât privește România, firește, avem cel mai înalt nivel de relații pe care le-am avut până acum. Acest lucru ne bucură, ne onorează. Și parteneriatul strategic nu poate fi definit altfel decât unul cu adevărat frățesc. România este principalul, de departe, avocat a Republicii Moldova când vine vorba de procesul de aderare la Uniunea Europeană. Dar când zicem că este principalul avocat și va rămâne principalul avocat, asta ne referim în primul rând la faptul că fac un fel de advocacy pentru Republica Moldova atunci când sunt la Bruxelles și discută cu cei 27 de membri ai UE? Sigur, și eu îmi place să glumesc cumva cu omologii mei din alte state, sugerându-le că ne-am dorit să intre într-o competiție cu România. Firește că nu poate concura nimeni cu România când vine vorba de promovarea Republicii Moldova, dar ne-am dorit mult mai multe state să pună umărul mult mai mult pentru a ne ajuta, pentru a ne apropia de Uniunea Europeană, așa cum face România, pentru că modul cum ajută România Republica Moldova, peste tot, în toate organizațiile internaționale, nu doar în procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană, și pe linie bilaterală și pe linie multilaterală. Relația este una cu adevărat specială și mă bucur să o fi cunoscut recent pe doamna Luminița Odobescu, cu care am stabilit o relație destul de apropiată și abia aștept să o găzduiesc la Chișinău. Când ar putea să vină? În lunile următoare sunt programate evenimente despre care vom informa în timp util, dar am avut deosebită plăcere să fac prima vizită la București, unde domnia s-a mai găzduit, unde am avut întrevederi cu prim-ministru, cu președintele Senatului. Dar unii se întreabă dacă am putea să vorbim despre culoarea politică a celor care guvernează în Republica Moldova și în România, pentru că nu prea vă regăsiți în aceleași formațiuni politice la nivel european. Bine, noi suntem partea Partidului Popular European. Cea mai mare
familie politică și acum mai puțin de o lună în urmă a fost acel mare eveniment la București, Congresul Partidului Popular European, unde ne bucurăm de o relație strânsă nu doar cu PNL-ul din România, dar și cu partide mari din Germania, cum este Partidul Creștin Democrat din Germania, partidul de la guvernare din Suedia, a premierului Christensen, partidul la guvernare din Grecia. Revenim la relația bilaterală moldo-română, acolo unde țara e guvernată de PSD împreună cu PNL. Avem relații excelente, avem înțelegerea tuturor factorilor de decizie de la București, de importanța momentului istoric prin care trecem în virtutea dificultăților. Dar știți că s-a vorbit că PSD-ul ar putea să-l susțină pe Ion Ceban ca să-și facă o carieră strălucită în politică? Nu știu dacă e cazul eu, în calitate de ministru de externe, să dau aprecieri unor decizii politice luate de un partid sau altul din România sau din altă parte. E decizia domnilor lor. Pe moment nu prea se întrevede acolo mare treabă. Noi avem relații foarte bune, nu doar în România, dar și în Parlamentul European, cu toate partidele mari. Când vine vorba de Republica Moldova, toate partidele mari, nu doar Partidul Popular European, dar și Social-Democrații, și Liberalii, și Verzii, până și în rândul conservatorilor există sprijin mare pentru Republica Moldova, pentru că Republica Moldova a demonstrat rezultate în procesul de reformă, a demonstrat că este un stat care contribuie la securitatea regională, este un stat care este din ce în ce mai respectat pe arena internațională, grație eforturilor colosale, doamne președinte Sandu, atât pe intern, cât și pe extern, care au contribuit la creșterea prestigiului țării, au contribuit la atragerea de fonduri enorme în Republica Moldova, da, inclusiv apropo, în proiecte de infrastructură, revenim satul european. La relația moldo-română și la asistența financiară pe care o oferă Bucureștiul Republicii Moldova, au fost perioade când nu au putut fi absorbite toate finanțele pe care le-a oferit Bucureștiul. Ei au prelungit acordul bilateral. Acum, din acele 100 de milioane de euro, câte au ajuns aici în Republica Moldova? A fost prima tranșă de 10 milioane, a mai venit acum o tranșă, urmează să vină, așa încât să valorificăm la maxim aceste fonduri, inclusiv în cadrul proiectului Satul European, aducând cetățenilor din satele și orașele noastre apă, canalizare, lumnat stradal, pentru a aduce nivelul de trai din satele noastre mai aproape de nivelul european, așa încât odată ajunși în Uniunea Europeană să fim deja mai aproape de standardele europene și cu acest lucru ne ajută, firește, frații de la București, ne ajută alți parteneri. O veste bună, astăzi am înțeles că Motorin a promis, a trecut prutul și agricultorii vor avea posibilitate să intre în posesia acelor cantități care li se cuvine. Cu siguranță, acele mii de tone de motorină care sunt oferite cu anumită regularitate de către frații noștri ajută agricultorii, în special în momentele complicate prin care trecem. De aceea suntem enorm de recunoscători sprijinului Guvernului României, președintelui României, până la urmă plătitorilor de impozite din România, pentru sprijinul generos pe care îl oferă Republica Moldova. În lista partenerilor strategici pe care îi anunțați dumneavoastră, după România e și Statele Unite ale Americii sau, nu contează, primii, a doilea, de ce ați decis că trebuie să existe acest parteneriat strategic între Chișinău și Washington? Dialogul strategic pe care l-am și îl consideră doar Chișinăul strategic? Din partea Washingtonului nu prea am auzit să spună că SUA au un parteneriat strategic cu Republica Moldova. Bine, dialogul strategic pe care îl avem cu partenerii de la Washington, ferește, există o anumită asimetrie. Interesul nostru de a valorifica această relație cu siguranță este mai mare decât cel al Statelor Unite, dar și Statele Unite sunt plenar implicate. Numărul de proiecte nu ne-ar ajunge degete să numărăm numărul nu doar de proiecte, dar de domenii în care Statele Unite ajută. Aproape toate domenii, de la educație până la exact modernizarea industriei vitivinicole.
Da, lansarea brandului de țară vinuri din Moldova în 2013-2014 s-a întâmplat în prezența secretarului de stat atunci John Kerry, pe care am avut onoarea să-l întâlnesc acum la conferința de la Munich din februarie și ne-am amintit de acea vizită lui istorică în Republica Moldova, acel proiect USAID. Dar, și Joe Biden a fost în Republica Moldova când era vicepreședinte. Așa este, pe 11 martie 2011. Statelor Unitele Americii și-a promis să revină și nu a mai ajuns. Păi încă reușește. Acele sute de kilometri de drumuri naționale care au fost construite cu ajutorul plătitorilor de impozite din SUA, acele sisteme de irigare care au fost oferite, ne mai vorbim de investițiile în sectorul de apărare, în societatea civilă din Republica Moldova, în domeniul medical, în domeniul educației, în domeniul combaterii sau fortificării capacităților noastre cibernetice. Iată, chiar nu demult participam la acel forum unde partenerii americani, dar și partenerii europeni pun umărul la fortificarea capacităților țării noastre, inclusiv în combaterea acestor amenințări hibride, inclusiv în domeniul securității cibernetice. Terenul pentru noul sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău îi va costa pe americani circa 15 milioane de euro. Asta înseamnă că s-a ajuns la o înțelegere și acest teren va fi vândut misiunii diplomatice americane. Opoziția era sceptică și avea mari rezerve ca să îi se ofere acest sediu nou ambasadei de 17 ani. Ne amintim când s-a spus că stadionul Republican va fi refăcut și nu s-a mai întâmplat. Acum e bătută în cuie această înțelegere? Opoziția, dacă ar putea să-l dea pe degeaba prietenilor noștri lor din Federația Rusă, cu siguranță l-ar da. Ei au o anumită antipatie ideologică față de lumea liberă, de lumea occidentală, îi privește. Cert e că acest proiect mare de infrastructură care va revitaliza întreg cartierul din acea regiune a Chișinăului va aduce beneficii economice enorme, nu doar cartierului, dar și întregului oraș, nemai vorbind că aproape jumătate din acel teren, de fapt, va fi un parc public, un parc de care terenul de 5,2 hectare pe strada Tighina. Dar o bună parte din terenul actual a fostului stadion, care de fapt este o ruină de 15 ani, un monument a incompetenței celor care au guvernat orașul și țara, pentru că nu au fost capabili să construiască ceva cu adevărat util acolo, dar nici să-l ofere altora să-l valorifice în interesul țării, iată că nu doresc. E cert că acest demers este unul de bun simț, mai cu seamă că partenerii americani au această deschidere și generozitate, așa cum au făcut-o de fiecare dată, să creeze acolo și un spațiu public extrem de confortabil pentru chișinăuieni, de care se vor bucura multe generații de acum încolo. Timpul trece foarte repede, dar mai am câteva întrebări, mai multe întrebări, dar măcar la câteva să reușim să răspundem. Relațiile Republicii Moldova cu NATO, recent ați fost la cartierul NATO din Belgia, v-ați întâlnit cu Mircea Gioană. Ați avut un dialog bun, așa cum ați spus dumneavoastră. Să amintim că în 2009 dumneavoastră ați avut o poziție de manager de program în cadrul Centrului de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova. De ce insistați să fie o relație bună între Republica Moldova și NATO? Și întrebarea nu doar că vă adresez de ce se insistă să existe această cooperare bună, dar pentru că mulți cetățeni mai trăiesc cu gândul că dacă e consfințită în Constituție neutralitatea, atunci ei sunt mai rezervați de o relație bună și foarte bună cu NATO. Păi aceste lucruri nu se contrazic. De altfel, sunt exemple unor state neutre, cum este Austria, Elveția, care au avut o colaborare excelentă cu Alianța Nord-Atlantică. De altfel, ca și noi, care timp de 30 de ani, iată acum am sărbătorit această aniversare, suntem partea programului pentru pace, Alianței Nord-Atlantice, program care a ajutat sute de comunități din Republica Moldova să nu mai sufere de poluarea pe care o cauzau pesticidele rămase din perioada sovietică. Acele 1200 de tone de pesticide care poluau apa, solul din țara noastră au fost distruse cu ajutorul Alianței Nord-Atlantice, nemai vorbind de investițiile în Academie de Știință, în creșterea capacităților noastre și reziliența Armatei Naționale. De aceea această colaborare este una firească, este una care este în interesul cetățenilor Republicii Moldova, orice ar zice propaganda rusă care
Dar în continuare, pe ce ar trebui să se bazeze această relație bună între Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, pentru că pesticidele s-au distrus, proiecte în domeniul educației, în domeniul științei, știu că pe sunt interesul finanțate național al Republicii Moldova pe creșterea rezilienței și creșterea capacităților de apărare a țării noastre și consolidarea relațiilor noastre cu partenerii internaționali în contextul securității sau lipsei de securitate pe care o trăim cu toții, consolidarea capacităților țării noastre. Dar astăzi atât... Moldova nu are o umbrelă de securitate. Păi sigur că nu are. Unica umbrelă este cea neutralității pe care Federația Rusă o sfidează timp de 32 de ani. E cert că această discuție este una complicată, trebuie să avem această dezbatere publică, să discutăm pe îndelete în ce măsură contextul de securitate care s-a schimbat contribuie și la schimbarea anumitor percepții, viziunii Republica Moldova. Vedem că acest lucru se întâmplă încet, având în vedere propaganda Federației Ruse, care încă ține ostatici foarte mulți cetățeni de ai noștri. Vedem în Finlanda și în Suedia cum s-au schimbat percepțiile. În Republica Moldova acest lucru nu s-a întâmplat, dar această discuție publică despre relația cu NATO, despre gradul acestei relații, trebuie să aibă loc în Republica Moldova. Noi suntem adepții procesului democratic, unor abordări, orice decizie trebuie să aibă susținerea cetățenilor Republicii Moldova. Chiar dacă sondajele arată că doar 30% din cetățeni ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la NATO dacă ar avea loc un referendum, totuși sunt politicieni care insistă că guvernarea ar trebui să ceară apartenența țării la NATO. În lipsa unui sprijin cel puțin a majorității cetățenilor Republicii Moldova, acest lucru este firește complicat. De aceea este importantă această dezbatere publică, ca cetățenii noștri să se pătrundă de problemele de securitate pe care le avem și să căutăm soluții împreună. Ce ați mai promis dumneavoastră atunci când ați anunțat prioritățile, că mai mulți ambasadori ai Republicii Moldova acreditați în alte state urmează să fie schimbați peste câteva luni pentru că le se încheie mandatele? Câți vor fi rechemați? Când vor fi rechemați? Este un proces firesc. Serviciul diplomatic are această periodicitate, această rotație. Este valabil în toate țările lumii. Nu facem nici noi excepții. De aceea va fi această rotație programată, așa încât să vină un suflu nou. Să vină... Și în cât timp se va întâmpla acest lucru? Se va întâmpla în timp util, imediat ce sunt finalizate mandatele celor care sunt în misiune. Trebuie să fie înlocuiți cu alții de la centrală. Pe final, deși nu ca importanță trebuia să o lăsăm la urmă, Ministerul Afacerilor Externe a informat că grupul de copii ai al corului Rapsodia își continuă drumul spre casă în siguranță, dar au fost multe, foarte multe informații. Unele canale de Telegram chiar au anunțat că Maia Sandu e de vină și că autoritățile sunt indiferente, ci că Ilan Șor ar fi promis copiilor un avion ca să fie aduși la Chișinău. Cum au ajuns ei în această situație destul de complicată? Ați știut că urmează din Polonia să meargă în Belarus? Din Belarus în Polonia sau din Belarus au ajuns în Lituania, acum sunt pe drum spre casă. A fost o scăpare a organizatorilor, nu s-au îngrijit ca toate actele să fie în regulă. Au fost anumite schimbări în legislația țărilor europene care au hotar cu Belarus. Sunt anumite restricții legale care trebuie respectate. E cert că diplomații noștri au reacționat prompt, încă de aseară târziu. Noaptea au început să facă demersurile din moment ce au fost sesizați și iată astăzi dimineață, la prima oră, atât diplomații noștri din Belarus și din Lituania, cât și ambasadorul Lituaniei de aici, cât și eu personal m-am implicat și am discutat și cu ministrul de externe al Lituaniei, așa încât să rezolvăm această problemă cât se poate de repede. Partenerii noștri ne-au mers la întâmpinare și această problemă a fost depășită grație unui efort consolidat a diplomației noastre și având suportul și deschiderea prietenilor noștri în cazul dat din Lituania. Iată, cu această veste bună, totuși că s-a găsit deznodământul unei probleme care mai mult depindea
să fie anticipată de organizatori. Atunci când te pornești la drum mare, trebuie să ai actele în regulă. Așa este. Ca să știi unde te pornești și mai ales cum te reîntorci acasă. Mulțumim foarte mult pentru prezență la această emisiune. Vă mai așteptăm. Întrebări au mai rămas multe și foarte multe. Succese în continuare celor care au urmărit emisiunea. Le reamintim. Astăzi l-am avut invitat pe domnul Mihai Popșoi, vicepremier, ministrul de externe. Toate bune, pe curând! Seară frumoasă, vă mulțumim!